Am tot căutat-o să-și ajute copii, să-și caute copii, nu vrea. A zis că să-i dau la stat, că ea nu vrea. Că ea nu și-a dorit, eu mi-am dorit. Dumneavoastră v-ați gândit să renunțați la ei? Nu, nu, niciodată. Și am suferit mult. Ăștia 2 ani de zile, în cauza lor am suferit, că nu vreau să sufere. Eu sunt crescut de bunici, de la vârsta de 8 luni. Și n-am vrut să le trăiască și cum am trăit eu, fără părinți. Dar dacă maică-sa asta a vrut să-l ofere, îmi pare rău. Soția dumneavoastră? Soția n-a vrut să mai stea cu noi. V-a părăsit? Mi-a părăsit, da. Și pe copii? Și pe copii. Vă iubiți copiii? Normal, ei sunt ochii mei în cap. Ea a luat locul maică-sa, fără să-i spună nimeni, face curățenie, spală vasele, dă cu mătura. Cât de greu vă este dumneavoastră singur? Păi, mi-e greu. Vă dați seama, cu 3 copii, cu școala, fata cea mare e la liceu, n-avem sursă de apă deloc. Dacă facem să avem și noi baie, să avem sursă de apă la baie, la bucătărie, ca tot om. Și n-am posibilitate, nu pot să fac de unul singur. Care sunt veniturile dumneavoastră? Veniturile mele sunt alocația copiilor și un ajutor social de la primărie. Și mă descurc cu ziua, unde pot. Dar ce te face pe tine fericit? El. Tati? Da. Familia Nae are nevoie de ajutorul nostru. Își doresc niște lucruri banale pentru unii, dar iată că ei nu le au, cum ar fi o baie. Își doresc să aibă niște camere unde pot dormi. Haideți să fim alături de ei. Copiii au fost părăsiți de mamă în urmă cu 2 ani. Putem să-i ajutăm donând în contul asociației Speranță pentru România.